Hei, salut! Sunt Totul de la Miere TVO și astăzi vă voi arăta ce am cumpărat. Astăzi este a cincea zi din programul meu de a slăbi foarte, foarte mult și am rămas fără câteva alimente. Carne mai am, așa că am fost să cumpăr legume și fructe. Am găsit niște roșii cherry foarte, foarte bune la Carrefour. Niște clementine, la fel foarte bune și foarte dulci, au puține calorii. Aici avem un pomelo, și el este foarte bun, are puține calorii. Am luat și un iaurt să facem un sos de usturoi cu niște castraveți. O să-i dăm pe răzătoare și apoi o să-i stoarcem foarte bine de zeamă și amestecăm cu iaurtul și cu niște usturoi. Salată verde, două de salată verde și în sfârșit mi-am cumpărat ceai verde, deoarece este foarte bun, beau foarte multe ceaiuri în perioada de slăbire. Am luat ceai verde simplu, ceai verde cu ghimbir și ceai verde cu fructe de pădure, ca să mai diversific, să mă plictisesc. Aici avem un covalac de țară, un chefir ușor cu 0,7% grăsime, are 34 de calorii pe 100 de grame, este foarte, foarte bine. Vă recomand să beți acest iaurt pentru că este foarte bun pentru digestie. Avem aici niște lămâi. Să punem în ceai sau în apă plată. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat pentru vlog, pentru a filma. Am luat un trepied din acesta mini și un microfon. Da, după cum vă spuneam, este a cincea zi de antrenament, a cincea zi de dietă din acest program de slăbit. Cu mâncarea stau foarte bine, nu am avut pofte, nu am mâncat decât ce trebuie și foarte, foarte puțin. Însă cu somnul stau iarăși foarte rău, am reușit să dorm într-o singură noapte de la ora 2 până la 12 a doua zi. Aseară, iarăși, azi noapte, iarăși nu am reușit să dorm. Am stat foarte mult treaz până de dimineață la ora 9. După care am adormit și m-am trezit la ora 4, după masa. Am mai stat un pic, apoi am fost la sală și am făcut aceste cumpărături. Foame nu mi-este încă. Dacă nu voi reuși să-mi reglez programul de somn și voi sta tot așa noaptea treaz, voi schimba un pic strategia pentru a doua săptămână. Azi noapte m-am uitat la foarte multe clipuri cu intermittent fasting și mi-am adus aminte că și în trecut am avut perioade în care nu puteam să mănânc 3 mese pe zi, mâncam decât o masă sau două și de aceea m-am decis ca în săptămâna următoare, în săptămâna 2, să încerc să fac acest program de intermittent fasting, să nu mănânc 16 ore și să mănânc decât într-o fereastră de 8 ore. Voi începe să mănânc în momentul în care voi veni de la sală. Voi încerca decât o săptămână la început, să văd cum merge și apoi voi decide dacă voi continua cu intermittent fasting sau voi schimba înapoi la 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Cel mai important lucru pentru mine este să-mi restabilesc somnul. Dacă nu voi reuși, voi continua cu intermittent fasting. Dacă voi reuși să-mi fac somnul, mă voi trezi dimineață, voi încerca să mănânc micul dejun, să mănânc niște cereale de fulgi de ovăz sau un iaurt. Apoi voi lua prânzul și după masă voi merge la sală, după sală voi mânca ceva tot așa puțin. Dacă v-a plăcut acest vlog, dacă vreți să mă susțineți, dați-mi un like, apăsați și butonul de subscribe pentru a vedea toate clipurile care le voi pune. Până data viitoare, numai bine, ciao!